În anul școlar 2012-2013, Școala Populară de Arte și Meserii a avut peste 100 de elevi. 20 dintre aceștia au frecventat secțiile de pictură și grafică, 8 fiind absolvenți. La final de an, instituția și-a premiat elevii și le-a oferit șansa de a expune la sala Ateneu a Filarmonicii Mihail Jora. Luna iunie o sărbătorim ca o luna a copiilor, unde am expus câteva lucrări cu cei dintre cei mai buni elevi, elevi care au absolvit anul 3, elevi care au luat și premii atât naționale și internaționale la pictură și grafică și totodată cu această ocazie vrem să anunțăm că din toamnă vom avea clasă de actorie, clasă de sculptură tradițională și așteptăm cât mai mulți elevi. La absolvenții Școlii Populare de Artă continuă să picteze după ce termină școala? Vă mai întâlniți cu ei? Da, am convenit cu ei să ne mai întâlnim pentru că anul viitor vom organiza un festival al artelor și vrem cu ocazia asta, pentru că școala împlinește 60 de ani și vrem cu ocazia asta să fixăm ca acest festival să rămână de acum încolo. Va fi prima ediție, cu alte cuvinte. Prima ediție, da, prima ediție și sperăm să fie de bun augur. Cine vă va sprijini în organizarea acestui festival? Că nu e un lucru ușor. Sperăm ca autoritățile locale să ne sprijine, atât primăria cât și Consiliul Județean. Și, bineînțeles, sponsorii care ne ajută din când în când și chiar le mulțumim cu această ocazie. Cei mai promițători dintre tinerii artiști sunt Ciuchi Marinela, Dana Nechita și Vartolomei Ramona la pictură clasică, iar la pictură naivă Adriana Parfenie, premiată la Festivalul Primăvara Artelor, Cornel Onodi și Emilian Tancău, ambii întorși cu premii de la Concursul Național de la Brăila. Agenda pictorilor de la Școala Populară de Artă nu s-a încheiat odată cu anul școlar. Cu sprijinul Băcăoancei Doina Uricaru, spre sfârșitul verii, tinerii artiști vor expune la Institutul Cultural Român de la New York.